într-o regiune care este sub semnul apelor și aghiazma este foarte bine reprezentată și distribuită la noi. Foarte bine organizată distribuirea acesteia. Ce este aghiazma? Este o apă sfințită. Apă sfințită cu busuioc, o plantă cunoscută ca antiseptic. O apă care ajunge în diverse recipiente la oameni în această perioadă și care ar trebui să producă binefaceri. Firește că binefaceri din punct de vedere al organoleptic sau din punct de vedere al conținutului nu face. Din punct de vedere al liniștirii sufletești și a faptului că se realizează comuniunea cu ritualul religios a fiecărui credincios, această aghiazmă este utilă. Spuneam că suntem știu eu, specie de mamifere primate din familia hominidelor, care avem încă nevoie de religie din cauza faptului că am crescut, ne-am format sub semnul supranaturalului și a tendinței de a da explicații supranaturale și a faptului că ne place să găsim cu precădere o soluție supranaturală decât realității seci, simple, celei naturale. Și dacă ne convine așa și dacă ne simțim mai bine așa, și dacă tradiția este și din punct de vedere al evoluției sociale în acest sens, nu văd de ce să nu rămânem încă o perioadă religioși. Cu siguranță că într-o 100-200 de ani societatea practică va învinge și tot mai mulți oameni vor depăși acest nivel al dezvoltării spirituale, nivel care va trebui să sau va ajunge în situația în care oamenii vor privi înapoi cu detașare în ceea ce privește istoria religioasă a omenirii. Noi avem niște etape pe care le-am parcurs și care ne-au schimbat, ne-au format gândirea, totul plecat pe un pattern de mamifer care trebuie să aibă imediat o explicație pentru ceva. Și atunci când nu am găsit explicația științifică, cea supranaturală a fost foarte la îndemână. Iar religia, prin cele trei concepte, cele trei elemente care o definesc, respectiv primul element este credința în supranatural, atunci când se caută o explicație. Cel de-al doilea element este elementul de ritual, respectiv momentul în care se împarte apa sfințită este un moment definitoriu ritual. Și toate astea definesc mai departe un prim element care înseamnă totemul sau elementul definitoriu de apartenență la un grup religios. Toate acestea sunt bine înrădăcinate în mintea noastră, în creierul nostru și judecăm pe baza lor și dacă nu credem în Dumnezeu sau nu credem în Allah, credem în zodii și dacă nu credem în zodii, credem în numerologie și dacă nu o să credem în mașina de la, știu eu, jocuri mecanice care ne va alinia cele trei pere pe care le dorim și vorbim cu mașina și o mângâiem ca să ne dea cele trei pere. Și dacă nu, biologul evoluționist care poate să creadă că gena este o genă egoistă și își dorește să se transmită, să se reproducă. Tot acest determinism pe care încercăm să-l dăm lucrurilor, el există din cauza faptului că așa am fost formați, creați. Noi nu avem, din punct de vedere științific, un scop în sine. Noi nu existăm dintr-o rațiune anterioară sau o rațiune care să ne conducă viața sub forma unui destin, de exemplu. Noi pur și simplu s-a întâmplat să ne naștem, așa cum se va întâmpla să și dispărem, lăsând locul altor indivizi sau altor specii. Aghiazma este, cum spuneam, un moment ritual important și participarea la momentele rituale, atunci când o fac tot credincioșii, creează o uniune religioasă, fiindcă ritualul trebuie să fie disponibil tuturor. De la simplul semn al crucii, care este tot un ritual disponibil tuturor,
până la consumul de aghiazmă, practic omul se înfrățește cu religia, cu biserica creștină în cazul nostru și ortodoxă, bineînțeles, și se simte cumva integrat. Cei care nu fac asta, dacă nu o fac, din diverse motive, se simt puțin marginalizați. Ăsta este motivul pentru care recomandarea mea este să nu refuzați aghiazma.